Doamnelor, mai ales doamnelor și domnișoarelor, în această ediție a Cafelei, Vlad este pedepsit. Vlad nu o să mai apară, o să se audă doar. Te auzi, mă? Așa cred. Pentru că în ultimul timp, apărând prea mult în Cafele și nu numai, am început să pierd eu din fane. Și așa ceva nu se fane, nu se face. Deci el astăzi este pedepsit, se va auzi doar cu gura. Bună dimineața și bine v-am găsit la Cafeluță! Cred că din cauza că... Că ești ce? Ești... Eu cred că nu le place de mine. Dar nu le place. Le place prea mult, să știi. Vlad, Vlad, acum că nu te vezi, te întreb și poți să consulti dicționarul. Ce înseamnă cantopexie? Pe mine mă întreb. Pe tine te întreb. Nu-i beligerant, nu-i burdihanie. Ce înseamnă cantopexie? Nu știu. Exact. Și tot eu o să-ți răspund. Cantopexia este acea frumusețe... Bă, deci cantopexia e o operație care te înfrumusețează, mai ales dacă ești femeie. Cantopexie. Se face, da. Tu ai crezut că e boală? Mă gândeam cum am și pe aia. De unde ai luat-o? Fii atent. Cantopexia este o operație estetică adresată doamnelor și domnișoarelor care transformă ochii normal, ochi de șerpe veninos, dar lasă fie că e frumos, îi transformă pe ochi în ochi de vulpiță. Ce zici de asta? Să dai 2500 de euro și să-ți faci ochii să arate ca la vulpe sau ca la pisică. Cine crezi din showbizul românesc? Cine și-a făcut operația asta? Loredana Groza? Mai încearcă o dată. Nu știu. Ziceam din showbiz, nu ziceam din Tutankamon și Antipa. Da, Bianca Drăgușanu are talie de viespe. Mă gândeam că ea o are deja. Nu vorbim de ochiul celălalt. Băi, fii serios. Deci Bianca Drăgușanu are ochi de vulpe acum, talie de viespe, piept de amazoană și fund de... Vă gândiți voi, da? Deci eu nu știu ce să zic cu atâtea operații, că și Maria Constantin, cântăreața noastră, și-a făcut o sumedenie de operații estetice. Așa scria în ziar, în ziarul de pe internet, zice, de când iubește din nou, Maria Constantin și-a făcut operații estetice. Că dacă nu-ți faci operații estetice la început de relație, nu poți să iubești niciodată. Păi asta e, domnule, asta fără bisturiu nu există dragoste. Larisa Drăgulescu, apropo de dragoste, Drăgulescu, fosta soția marelui gimnast Marian Drăgulescu, a reușit să strângă frumușica sumă de 2 milioane de euro de pe site-uri pentru adulți. Adică de alea, site-uri de alea în care își arată un dărab din corp, nu? OnlyFans? Sau chiar face filme porno? Deci să notezi, cum? OnlyFans? Da. OnlyFans și eu stau ca boi aici și cer cafele pe Bainia Coffee. Două cafele am primit pentru care vă mulțumesc de la vărul meu, Ciprian. Te salut, Cipri. Tot vorbim de 3 ani de zile. El stă în Alba Iulia și nu reușim să ne dăm o cafea unul altuia. Zice, bă, Vere, ți-o bag pe Bainia Coffee și Bogdan din Cugir, care stă în Londra, să rămână fie cu plecăciune. Deci la Larisa Drăgulescu, 2 milioane de euro numai din arătat pe site-uri de alea pentru adulți. Cred că jumătate din sumă tu i-ai dat. De-aia n-avem bani la production. O zis că ea nu-i poartă picălul soțul. Fostului soț nu-i poartă picălul Marian Drăgulescu. Păi de ce să-i poarte pică? El a învățat-o cum să-i sară în bârnă. Sau cum să sare pe bârnă. BuyMeACoffee.com, Sleșnicu Bendea, știți voi, nu vă mai rețin. Apropo de sport, Loții Biolonii nu a fost... primit, nu a fost confirmat antrenor la Naționala de Fotbal a României. Luați-vă, și soacră mi-au zis, lasă-l încolo, fii ungur de-a mea, dar e prea bătrână. Ea e cu Edi Oldănescu, nu. Da, comerț, dar foarte bine, înseamnă că Dan Petrescu rămâne la LR CFR și mai au 70 de titluri în România și foarte bine. Pentru socrul meu totul este bine când se termină, când se termină. Da? Ăsta, mă, fii atent, Stanciu, tu nu ești cu fotbalul, dar voi sunteți Stanciu, mă, marea speranță a României. Fotbalistul Stanciu s-a transferat unde? În China, la FC Wuhan. Zice că acolo nu tragi la poartă la Paianjen, tragi la Liliac. Loții, fostul vecin Loții, nu Beloni, fostul vecin Loții, m-am întâlnit cu el zilele trecute pe stradă, a venit la mine, zice... Domnule Nicule, nu se poate așa ceva. Simion George, de la AUR, a fost la sediul Paprika Radio în Cluj-Napoca să întâlnească udemerii și să-i bată. Zice, de ce n-a venit la mine acasă? Că îl mâncam pe George Simion.
Zic, cu ce mă, că tu dai nici dinți. Așa e. Săracul, doi din sus, doi lipsă jos. George Simion de la Aur. Aurul a obținut argintul. Locul 2 în preferințele de vot ale românilor. Pe locul 1, PSD. Locul 2, Aur, mă. Femeie cu corp de aur, pentru mine ești ezaur. Asta e, nu contează. Deputatul PSD Daniel Ghiță. Daniel Ghiță, K1, a fost prins și surprins că și-a falsificat CV-ul. O trecut în CV, bă, fiat, asta e tare. O trecut în CV că el este campion mondial la K1 și de fapt o lupta numai în finală. Deci vice-campion, dar el o trecut în CV și mari deontologi, mari corecți au zis că, bă, fals în CV. Hai să fim serioși, acum falsurile în CV sunt de alea, intelectuale, nu? Că ai făcut o școală pe care n-ai făcut-o, da. Că ai făcut un doctorat pe care nu l-ai făcut tu, ci l-ai plătit, l-ai plagiat, l-ai... Adică ce mă interesează că e locul 1 sau 2 în K1? Ești deputat, ok, streci în CV mizerile astea, dar de ce ai trece? Fiind deputat în Parlamentul României, să treci că ești mare luptător de K1. Dar ce, până asta speri opoziția sau cum? Ce mai trebuia să scrie? Că am fost cu Oreon când eram mic? Rugeole? Da. Serios. buymeacoffee.com/nicubendea. Nu că ne-ar interesa, dar avem ministrul la dezvoltare. Mai precis, așa se cheamă portofoliu. Dezvoltare, cercetare și inovare. Un tip boluș, care e și preot la cercetare. Și scrie în Biblie, crede și nu cerceta. Amin. Și ministrul la cercetare. În altă ordine de idei. Un polițist a fost prins, beat și drogat, într-o mașină furată. Polițist care în timpul liber este și diacon, adică un fel de preot. Ce mai poți să zici? Decât că adaptează, să adaptăm la vremurile noastre faptul ăsta. Să faci ce zice popa, nu ce face popa. Țara tuturor posibilităților. Cum să fii? Și popă, și beat. Beat și drogat, adică, bă, dacă ești beat, nu te mai... Sau, nu știu, eu nu știu cum sunt astea. Și mai și fure o mașină și... Na, țara tuturor... Posibilități. Că și zis doamna Carmen Hara, o prezis, Carmen Hara, o prezis că vine războiul și ca să nu facă două preziceri, o zis că după 28 februarie vine 1 martie. Sunt grele astea. În încheiere spunem faptul că niște elevi din Ploiești, de la liceul Colegiul Lazar Edeleanu, au fost prinși când făceau mici în clasă. Păi, noi ce făceam în pauze? Le dădeam la fete, le pupam, le stângeam, ne făceam tema, ce făceam? Mai jucam un fotbal, acum ăștia ce fac? Mici. Da. N-au făcut mici pe un grătar. Ori făcut mici pe un toaster de pâine. Deci eu zic să nu-i sancționeze pe elevii ăștia, să nu uităm. Lazar, să le facă cantină. Să le fac, păi nu, sunt inovatori. Ăștia duc școala cu un pas mai înainte. Să nu uităm că ei sunt elevi la Colegiul Lazar Edeleanu. Lazar Edeleanu ce-a inventat rafinarea petrolului pentru o metodă care îi poartă numele. Păi dacă ăștia sunt elevi la colegiul ăsta, poate inventează și ei. Micii fără prăjire, că mici fără carne avem, da? Bă, bravo lor! Elevii din Ploiești fac mici în pauzele dintre ore. Aia din Timișoara n-au cu ce, că le întreruptă căldura și electrica. În Timișoara. În 2022. Cafeaua s-a terminat. Hai noroc! Aveți grijă la preziceri!